Un nou cutremur de 4,9 pe scara Richter a fost resimțit puternic la Chișinău. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului de la București, seismul s-a produs în această dimineață la ora 5:32 de minute în zona seismică Vrancea din județul Buzău. Ieri, la ora 13:27 de minute, tot în zona Vrancea a avut loc un cutremur de intensitate mai mică, acesta trecând aproape neobservat pe teritoriul Republicii Moldova. De această dată, cel puțin în unele curți din Chișinău, s-a pornit alarma la unele mașini parcate, iar pereții caselor cu mai multe etaje s-au zguduit.